Stimați prieteni, bună ziua, vă salut la un nou episod Președintele Răspunde. Mă bucur să revenim la început din luna septembrie cu live-urile noastre în cadrul care răspund la întrebările dumneavoastră. Sper că v-a fost dor, toate că noi băiți am lipsit o dată sau două ori. Câte emisiuni au fost? Două nu au fost. Dacă n-am început noi în noiembrie? Carmen? De la sfârșitul lunii noiembrie, noi ne vedem în acest format în fiecare vineri, cu excepție la două zile în august, când nu ne-am văzut. Dar vom continua și parcursul perioadei următoare, indiferent de campanie electorală sau nu. Într-adevăr, suntem într-o perioadă destul de fierbinte. Asta ceasul bate. Vă temiți, nu suntem la Kremlin undeva, de obicei acolo curant așa bat și spune cineva chiar nu suntem. Suntem pe loc, suntem la președinție. Cum spuneam, va fi o perioadă destul de dificilă politică, vor fi mai multe provocări. Am văzut că unii deja sunt în plină campanie de colectare a semnăturilor. Apropo, în acest context, vreau să urez succes tuturor cetățenilor Republicii Moldova care aspiră pentru a participa în calitate de candidați la funcția de președinte a Republicii Moldova. În legătură cu aceasta vreau să aduc aminte că unii deputați propun să modificăm codul electoral în Parlament în următoarele săptămâni și din start vreau să pun o întrebare foarte simplă. Cum să modificăm codul electoral când unii candidați deja colectează semnături? În modificările la codul electoral pe care noi le-am propus guvernarea în luna iulie și au fost criticate atunci de opoziție, noi am luat pauză, ați spus că să nu le promovăm, nu le-am promovat. Comisia de la Veneția a dat răspuns că este tot ok și acum voi insista să le aprobăm în luna septembrie. Cum să le aprobăm? Dar ce facem cu cei care deja și-au colectat câteva mii de semnături? Pentru că modificările propuse la codul electoral se modifică și procedura de colectare a semnăturilor. Așa că, de ce mi-am amintit de codul electoral? Pentru că în contextul campaniei de colectare a semnăturilor, campanii electorale pentru prezidențiale, important acest lucru, să menționăm că nu putem schimba regulile în timpul deja campaniei electorale. Acesta va fi motiv pentru contestarea rezultatelor alegerilor prezidențiale, dacă cuiva nu o să-i plac. Deci, codul electoral noi putem să votăm modificări, dar ele se intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021, adică pentru următoarea perioadă electorală. Deci, parlamentarii, când vor reveni la muncă, deja sunt pe loc. Ar fi bine să aprobe modificările la codul electoral, dar cu intrarea în vigoare pentru următoarele alegeri, nu pentru cele care deja procesul electoral a început. Deci, v-am spus că suntem într-un episod live. Sunt mai multe întrebări de la mass media. Haideți să procedăm cum ne-am obișnuit. Întâi răspund la întrebările de la mass media, după aceea, vă rog, vă încurajez. Înțeleg că deja au început să vină întrebări și pe, da? Și pe online. O să răspund la toate întrebările pe care dumneavoastră o să le acordați. Sper că va dura o oră, o oră și 15 minute, ca de obicei, deoarece astăzi la 11 primesc scrisorile de acreditare la 4 ambasadori noi în Republica Moldova, inclusiv Republica Elena și altele. Așadar, să începem. Agenția de presă InfoPrim.neo. Vă rugăm să ne oferiți mai multe detalii despre ședința Coaliției de Guvernare de marți, la care ați participat și dumneavoastră. Ce subiecte au fost abordate? Este adevărat că s-a discutat despre dizolvarea Parlamentului? Ce opinii au fost enunțate în cadrul acestei întrevederi? Spuneți-vă, rog, de ce nu au fost declarații pentru presă după? Și o întrebare similară la același subiect, ca să nu revenim, este de la Unimedia. Ieri Maia Sandu și Pavel Filip au avut o întrevedere. Dumneavoastră ați spus recent că majoritatea este la limită. Va fi demis sau nu guvernul și în ce condiții? Înțelegerile pe acordul de coaliție cu PD mai rămân valabile, întrucât ieri ați spus că înțelegerea pe una dintre cele două funcții nu ar mai fi valabilă. Haideți să-l luăm pe rând. În primul rând, într-adevăr, suntem într-o situație nu simplă când vorbim de acest Parlament. În general, dacă să facem o apreciere detaliată și onestă, acest Parlament corespunde sau nu rezultatelor alegerilor din 24 februarie? Că eu întreb pe cetățenii care ne privesc acum. Haideți, parcursul acestui live, să răspundem la o întrebare. Se merită sau nu să păstrăm acest Parlament cu deputații care se aleși acum? Da sau nu? Dați, vă rog, răspunsul în comentarii. Da sau nu?
Parlamentul trebuie să plece. Da, Parlamentul îl păstrăm, nu trebuie să plece. Uite, chiar vreau să fac un sondaj mic în timpul acestui live. Eu consider că acest Parlament deja nu corespunde rezultatelor din alegerile trecute. Ați văzut că se transfugi, a apărut din nou noțiunea de transfugi, care anterior nu era. Noi am început coaliția de guvernare în luna martie cu 57, 58 sau 60 ceva de deputați. Acum sunt la limit. Și întrebarea este logică. Ce facem mai departe cu acest Parlament în general? Până ajunge la răspunsul la întrebările pe care noi le-ați acordat info prin eu și în media. Ce facem cu acest Parlament, stimați concetățeni? Noi, cum am promis socialiștii, nu am primit niciun transfug deputat care pleacă din, cum se numim, ca să nu știu, nerugatelne slova. Nu am primit niciun deputat din altă fracțiune să treacă la noi. Dar ei deja se împart, se divizează și așa mai departe. Eu consider că Parlamentul trebuie mai repede dizolvat, trebuie de creat mecanisme ca să nu mai treacă deputații dintr-o partidă în altă și să alegem alt Parlament. Repet, noi nu am permis nici la noi să plece, am încercat unul să plece, l-am adus acasă. Acel care face live-uri de pe lanuri. Un doctor foarte bun, apropo. A conștientizat și s-a întors în echipă. Dar la alte partide, vedeți ce se întâmplă. Eu cred că practica asta trebuie stopată. Acum, în ce ține de coalițiile sau discuțiile în cadrul coaliției PSRM-PD, noi, la inițiativa noastră, de fapt, ne vedem în fiecare săptămână. Ne vedem și discutăm care este agenda, ce facem mai departe. O astfel de întrevedere a avut loc și în marți, pe data de 1 septembrie. Am discutat mai multe subiecte, ce ține de agenda Guvernului, agenda Parlamentului. Evident că am discutat și despre majoritatea parlamentară. Pentru că eu vreau să vă aduc aminte că în această majoritate parlamentară, când a fost creată de 36 la acea etapă, 36 de socialiști și 20 ceva de democrați. Și a fost o anumită decizie. Uite, mergem în condițiile astea, facem majoritate. Acum noi avem 37 de socialiști și avem, doar din ceea ce vedem noi, 11 deputați la fracțiunea democrată. Adică avem 48 de deputați. Și întrebarea care vine de la sine, dar ce facem mai departe cu această coaliție? Eu îmi doresc să fie o coaliție stabilă. Să putem vota legile pe care le înaintează guvernul. Deci e evident că acest subiect a fost discutat cu partenerii noștri de coaliție, cu PD-ul. Și aici deodată să răspund la întrebarea. S-a schimbat înțelegerea sau nu în ceea ce sunt de funcție de prim-ministru sau speaker? Dar evident cum s-a schimbat. Noi, încă o dată, angajamentele noastre, tot timpul le respectăm. Dar cum să votez un prim-ministru sau un speaker după alegeri prezidențiale dacă ai 48 de mandate? Trebuie minimum 51. De ce? La această întrebare noi trebuie să răspundem în timp apropiat. Noi, în Parlament. Pentru că, încă o dată, nu ne interesează să atragem deputați din alte fracțiuni. Noi trebuie să vedem cum procedăm. Putem să menținem mai departe majoritatea parlamentară? O menținem. Nu putem să menținem. Facem o decizie sinceră, spunem oamenilor, Parlamentul ăsta trebuie rezolvat. Și mergem la alegeri parlamentare anticipate. Eu cred că deznodământul de bază, cum se va merge mai departe, va fi în următoarea săptămână, poate. Săptămâna viitoare trebuie să fie probabil, cel mai probabil, ședința Parlamentului trebuie să se aprobe pachetul de legi care ieri a fost aprobat de guvern. Și vom vedea, sunt voturi pentru susținerea guvernului sau nu sunt voturi pentru susținerea guvernului. De fapt, proiectele care au fost propuse de către guvern ieri, eu cred că pot fi susținute unanim în Parlament. Pentru că se referă la agricultori, se referă la profesori, se referă la angajamentele față de Fondul Monetar Internațional. De fapt, toate proiectele care ieri au fost aprobate de guvern vin în contextul, pe de o parte, programului cu Fondul Monetar Internațional, pe de altă parte, ceea ce s-a promis agricultorilor pentru a ajuta în situația de secetă. Deci, vedem săptămâna viitoare și după aceasta luăm o decizie. În ce țin de întrevederea doamnei Maesandu cu Pavel Filip? Ei sunt băieți mari, pot să întâlnească la Parlament, unde doresc, nu văd nicio problemă. În general, eu consider că este corect să aibă loc dialog între toți. Ce au discutat, demisii, nu demisii, fiecare partid, lider de partid, își face agenda sa. Și își estimează plusurile și minusurile, riscurile.
Dacă cineva din partenerii noștri foștii sau actuali vor lua o decizie că în interesul lor politic este să meargă așa sau așa, își asumă și meargă înainte. Noi suntem gata să primim și suntem pregătiți pentru orice scenariu. Dar rămân pe poziția că scopul este dizolvarea Parlamentului. Restul, cum gestionăm acest proces așa, ca cetățenii să nu aibă de pierdut? Eu nu cred că, în caz că se va merge pe formula dizolvării Parlamentului, cetățenii vor avea de pierdut. Suntem și așa în campanie electorală deja. Guvernul își execută toate angajamentele, salarii, pensii, tot ce trebuie, agricultura, tot ce a promis guvernul îndeplinește. Drumurile își se construiesc masiv pe țară. Deci eu nu văd mare probleme, pentru dar ce să ne temem? Am mers, am spus sincer cetățenilor și am mers la dizolvarea Parlamentului. În ce ține de doamna Maia Sandu, văd că face foarte multe declarații, iar tăios. Am trecut tot a făcut, când dă mâna, după asta au venit și aici, în biroul ăsta, fiecare luni făceam ședință. De ce eu am mai venit cu acest mesaj anterior? Eu înțeleg că e campanie electorală. Nu înțeleg că vreți să păreți tare bățoși. Dar o să se finalizeze campania electorală. Și o să fiți nevoiți să vă așezați și să discutați. Amintiți-vă ce vă spun. Eu apreciez faptul că anul trecut noi am avut curajul. Inclusiv Maia Sandu a venit și a discutat. A dat mâna. A dat mâna în fiecare zi. Bine, de îmbrățișat, nu ne-am îmbrățișat. Nu am soții. Dar a dat mâna în fiecare zi și eram în coaliție. Acum nu vreți să recunoască acest lucru. Că a fost o coaliție. Când noi, eu personal, am propus-o pe doamna Maia Sandu prim-ministru. Ce o face acum pe marea luptătoare anti-Dodon? Dar cu cine după alegeri anticipate, pe care noi să le provocăm, la sigur? O să trebuiască să te așezi tot și să discuți. Cu Șor? Sau cu USAT să faci majoritate parlamentară, stimată doamnă? Dacă nu o să fie altă soluție, dar altă nu-i. Uitați-vă de toate sondajele. O să trebuia să veniți, să ne așezăm cu socialiști, să găsim limba comună. Atunci, pentru ce toată veninul ăsta care îl turnați? Eu vă promit că noi nu o să răspundem cu aceeași monedă. Noi o să fim liniștiți, calmi, responsabili. Responsabilitatea e cel mai important. Declarații irresponsabile și mesaje irresponsabile le lansează politicienii care nu interesează ce va fi cu țara mai departe. Pentru că lor e important, amus idee, amus să trăsnească, dar pe urmă, fie ce fie. Noi suntem politicieni responsabili. Responsabili și când e gine, și când e rău, și când e război, și când e pace. Ai spus ceva? Îndeplinește. Nu poți îndeplini. Ești spune oamenilor, uite, asta n-am putut. Ai făcut o greșeală? Recunoaște. Și spune oamenilor sincer, uite, aici am greșit. Ia că de ce am greșit. Așa că cu situația politică, următoarele o săptămână, 10 zile, 15, sper că să fie dezmândământul. Și spun oamenilor foarte clar, pe ce formulă mergem. Avem majoritate parlamentară, adică avem susținere în Parlament, chiar dacă o să fie un guvern minoritar. Ce înseamnă guvern minoritar? Nu este o majoritate parlamentară pe hârtie, dar este un guvern care are susținerea Parlamentului de 51, 55, 56, 60 de voturi. Așa cum a fost guvernul Chicu din noiembrie până în luna martie. Atunci mergem înainte cu această abordare și calculăm cum să dizolvăm Parlamentul imediat după alegerile prezidențiale. Dacă nu avem majoritate parlamentară, atunci trebuie să luăm o decizie foarte clară. Eu nu cred că în orice formulă, o spun destul de sincer, eu nu cred că în orice formulă, până la sfârșitul alegerilor prezidențiale, în Moldova poate apărea alt guvern. Nu există astfel de formule. Iar după alegeri prezidențiale, în decurs de o lună se aprobă rezultatele, inaugurarea președintelui, după inaugurarea președintelui, primul decret care îl va semna următorul președinte, trebuie să fie dizolvarea Parlamentului. Așa că acest guvern, fie în componența care este acum, fie în alte componențe, dar în frunte cu prim-ministru, cel mai probabil va fi până la următoarele alegeri parlamentare anticipate. Când va fi ele? În luna martie, aprilie? Poate unele modificări vor fi în echipa de guvernare. Trebuie unele modificări. Tot timpul, la o anumită perioadă, trebuie să dai sânge nou.
dar cu așa abordare se va merge până la finalizarea legilor parlamentare începate. Mergem mai departe. 15 minute doar la politică am vorbit. Dar trebuia, cred că, da? E clar sau să mai repede? Ok. NTV. Domnule președinte, perioada electorală a început. Deja oponenții dumneavoastră politici deja s-au lansat. Când vă anunțați candidatura pentru nou mandat? De grabă. Așa e repede? Timpul va arăta. Până pe data de 11 este timp. Până vinerea viitoare. Avem o săptămână. Vă promit că o să aflați imediat. Probabil pe 10, pe 11 vom decide cine va fi candidatul pe care nu îl vom să ține. Protive Chișinău. Spuneți pentru ce merite ați decorat pe Viorica Dumbrăveanu și pe Vladimir Țurcanu cu Ordinul de Onoare și respectiv Ordinul Republicii. Și apropo, din ce bani distribuiți în toate familiile din țară raportul de activitate pe care l-ați prezentat acum o săptămână și cât va costa asta? Carmen, nu am zis câte o întrebare, deci ați două. Răspunde la amândouă. În primul rând, în ceea ce țin distincții. Dar de ce nu ați, stimați jurnaliști la ProTV, dar ce nu ați întrebat pentru ce merite, am dat de exemplu, lui Sandu Grecu? Același decret. Lui Jereghi, lui Ian Raibur, lui mulți alții. Aceste persoane merită să obține distincții de stat. Și după cum vedeți, nu îi dau distincții doar la cei care sunt membri echipei sau au fost membri echipei. Eu cred că despre alte persoane care sunt acest decret, la sigur nu se poate spus că sunt fanii lui Dodon sau sunt ceva persoane apropiate. Sunt persoane care, într-adevăr, au făcut ceva pentru Republica Moldova, indiferent de viziunile lor ideologice. La fel, eu consider că doamna ministru a protecției sociale și sănătății a făcut mult pentru Republica Moldova. Eu consider că este un profesionist de săvârșit. În primul rând, în domeniul protecției sociale, într-al doilea rând, evident, acum a fost în situația că trebuie să gestioneze și tot ce este de sănătate. Domnul Țurcanu este unul dintre cei mai buni juriști în Republica Moldova, cu o experiență enormă, în general, și în organele de forță. În ceea ce ține de raportul de activitate, eu am văzut că unii încep să facă valori în legătură cu acest raport. Președinția a suportat cheltuieli doar pentru acea cărțulie, pentru că raportul de activitate a fost difuzat pe două căi. Cărțulie și un ziar detaliat. Ziarul l-a publicat și l-a repartizat Partidul Socialiștilor, din fondurile Partidului Socialiștilor. De ce? Pentru că 4 ani în urmă eu am fost candidatul Partidului Socialiștilor. Și Partidul Socialiștilor are dreptul să spună că candidatul lor, uite ce a făcut. În ce țin de cheltuielile pentru această cărțulie, care a fost câteva mii de cărțulii, nu mai mult. Nu pentru a intra în fiecare casă. În fiecare casă se duce ziarul. Dar cărțulie a ajuns la presă, la organele administrației publice locale și a rămas, și la ambasador l-a transmis. Acolo au fost cheltuiți câțiva zeci de mii de lei pentru această publicare, de către instituția prezidențială, pentru că e raportul președintelui. Și a fost repartizată prin Poșta Moldovei. Așa că cei care visează și descriu miliarde, milioane, relax. Ziarul de gardă. Domnule președinte, ați revenit recent dintr-o mini-vacanță din Grecia, țara unde, din păcate, sunt impuse restricții de intrare pentru cetățenii moldoveni. Pentru dumneavoastră, însă și mai mulți colegi de dumneavoastră, ca de exemplu Vlad Bătrâncea, și nu doar Vlad Bătrâncea, au fost și alții, aceste restricții nu au fost aplicate. În context, ne puteți spune cum ați reușit să intrați în Grecia, dacă în baza pașaportului diplomatic atunci la invitația cui, unde v-ați cazat, cu cine ați dormit, unde v-ați cazat și ați dormit, cât v-a costat și așa mai departe. În primul rând, da, o întrebare similară au cei de la Gora, întrebare, când ați revenit, cum ați revenit din Grecia și așa mai departe. Haideți să punem punct cu Muntele Athos. Eu în fiecare an, cel puțin în ultimii 4 sau 5 ani, merg pe Muntele Athos. Și este o vizită pelerinaj de suflet. Personal. Nu de stat. Mă duc pentru că așa consider. După ce a fost prima dată în 2015 sau în 2016, mă atrage să merg încolo în fiecare an. Acolo sunt 20 de mănăstiri, mare majoritate dintre care sunt ctitorite de către voivozi moldoveni, la diferite etape. Acolo se păstrează sfințenile și lucruri care pentru noi sunt foarte importante. Drapelul Ștefan cel Mare, ce sfânt, de exemplu. Mănăstirea Zograv. Și multe, multe altele. Deci, în fiecare an merg la Muntele Athos. Pentru a mă ruga pentru Republica Moldova, ca un om creștin.
cum ajungi încolo. Ca să ajungi încolo, obligatoriu trebuie să ai invitație. Chiar mi-am luat rămas în întrebările, trebuie să ai așa viză. Fără astfel de viză, că a scris-o Don Igor, perioada, așa mai departe. Fără astfel de viză, pe muntele Atos nu ajungi. Este să faci invitație din partea chinodului, că așa este un fel de organ central, pentru că este o autonomie separată în interiorul Greciei. Și ei îți dau această invitație, îți deschid viză separată pentru fiecare persoană și în baza doar acest document poți merge încolo. Deci toți care merg încolo, merg în baza acestui document. Ce țin de cheltuieli? Fiecare care merge încolo și cei care sunt în pelerinaj pe muntele Athos cunosc foarte bine că ai cheltuieli doar de transport. De la Chișinău încolo. Alte cheltuieli, acolo pe loc, la fiecare mănăstire, pentru pelerini, fără plată, în mare majoritate a mănăstirilor. Ei te cazează. Apropo, cum de-ați ajuns, că alții nu pot, chiar într-a doua sau a treia zi, când am mers la mănăstirea Zoograf, era o grupă de băieți din Moldova, din Chișinău. Eu nu-i cunosc, eu am coborât și domn, bună ziua, spate o fotografie. Adică ajung toți care au astfel de documente, invitații. Așa că nu căutați aici careva. Unde am dormit? Clar, muntele Athos. Am stat 2-3 zile acolo și m-am întors acasă. Așa că nu căutați senzații acolo unde nu sunt. Nu încălcăm legislația, mers în zile de odihnă și eu consider că corect. Dar, Doamne, să avem sănătate să merg și în anul viitor. Chiar vă sugerez cei care nu au fost pe muntele Athos niciodată. Eu vreau să povestesc un caz cu băiatul meu cel mai mare, în 2018. Știți cum copiii stau numai pe calculatoare, perihotnii възраст. A mers cu mine pe muntele Athos atunci când ne-am ridicat până în vârf. S-a mărturisit, s-a împărtășit, s-a schimbat total după aceea. A început să cânte la pian, să învețe limbile străine și așa mai departe. Nu știu, Athosov a influențat sau nu, dar e ca așa o schimbare, de exemplu, a fost în, că mă refer la copiii mei. De ce vă sugerez, stimați prieteni, care aveți posibilitate, acolo numai bărbați, poate, care mi-a întâlnit nu se poate să merge încolo. Luați feciorii, găsiți timp și mergeți pe zi două. O să vă placă. Și o să obțineți ceva sufletește, valori suplimentare. Accent TV. Vă выступили с целым рядом социальных инициатив, которые коснулись врачей, аграриев, учителей и пенсионеров. Но из-за них вас обвиняют под популизме и подготовке к выборам. Что вы можете ответить своим оппонентам? Ну, понятно, что будут критиковать. Но я хочу напомнить, что большинство этих инициатив и для пенсионеров, и для врачей, и для аграриев и так далее, я запустил, еще будучи депутатом парламента. Ну, к примеру, индексация пенсии 2 раза в год, инициатива 2014-2015 года, когда я был депутатом парламента. И все эти годы нам не удавалось их принять. Сейчас мы воспользовались этой ситуацией, что у нас есть влияние в парламенте, и мы их приняли как инициативы президента. Поэтому, когда есть возможность, мы будем помогать гражданам Республики Молдова. И я думаю, что и врачи, и учителя, и пенсионеры, и аграрии почувствовали, несмотря на очень сложную ситуацию. Уважаемые друзья, непросто. Всем непросто. Но мы делаем все возможность, чтобы, возможно, в наших силах, чтобы вам помочь. Пенсионерам, вот несмотря на сложную ситуацию, мы тем, которые имеют пенсию меньше 3000 лей, сейчас на 1 октября мы дадим по 900 лей. Почему по 900? Сначала было 700, но после того, как я видел, что индексация не будет большой, как я хотел, мы попросили, правительство нашло возможность и дало еще по 200 лей каждому пенсионеру, у которого пенсия до 3000 лей. Это 660 тысяч пенсионеров. 660 тысяч пенсионеров получат по 900 лей на 1 октября. Я думаю, что это очень важно перед началом нового отопительного сезона. Поэтому такие инициативы были, есть и будут. În cadrul interviu acordat în cadrul primilor știri, cei fac publicitate la Prime, Candu a acuzat guvernarea, inclusiv președintele Dodon, de faptul că ar fi gestionat lamentabil criza pandemică și așa mai departe. Nu, ce au ei de spus? Și Candu să ne laude? Candu îmi promitea pe 2017 ca să rupă degetele când spunea că nu vă bateți joc de popor. Își rupe el acum altceva.
E clar că nu e simplu cu această criză COVID. Dar la cine e simplu? La ce țară e simplu de regiune? Mai ales, domnule Candu, cu medicina care dumneavoastră ați lăsat o moștenire pentru guvernul Chicu, după 10 ani de guvernare. Ați distrus tot. Fiind în funcția de prim-viceprim-ministru economiei, fiind în funcția de președinte a Parlamentului, inițiativele de închidere a spitalelor, a cui sunt inițiativele astea? Și acum o faceți pe deștepții? Noi nu ne așteptăm din partea voastră, din partea opoziției, să lăudați medicii, să lăudați conducerea ministerului, să lăudați guvernul. Greșim undeva? Da, sunt greșeli. Dar situația o gestionăm așa cum este. În pofida la tot ceea ce se întâmplă în regiune și în țară. Care e soluția, în opinia noastră? Să închidem toate activitățile economice, școlile, și să închidem pe toți în casă? Nu, aceasta nu e soluția, spun, cum? Dar păi, oamenii vor, și vedeți, părinții se bucură. Copilul meu vine de la grădiniță, școală, deja, el spune că vine de la școală, că e clasa 0. Și în fiecare zi, bucuros, deja a început să citească și așa mai mult, vreau copiii să meargă la școală. De ce? Nu putem închide. Ce să facem? Să-i penalizăm pe toți de sus până jos? Când poliția penaliza pe luna mai, voi ne criticați, că cum vă permiteți în parc să penalizați o familie sau o băbuță sau nu știu ce? Deci apreliți-ți, ce nu vă place? Concret, ce nu vă place? În afară de că nu vă place de Dodon, de Chicu, de cine acolo nu vă place. Concret, ce propuneți? Ce propuneți concret? 1, 2, 3. Nu bla-bla. Nu discuții despre atom că vașii cărăblii barăzdeat prăstoră cosmosă. Concret. E că noi considerăm că pentru a soluționa această gestionare trebuie de făcut 1, 2, 3, 4. Noi doar v-am invitat, nu pe Candu n-a cel invitat, că ei se transfugi, trebuie să șadă în afară discuțiile. Noi am invitat partidele, hai să ne așezăm și discutăm în Parlament. Pe agricultură, pe COVID, pe alegeri, cu ce s-o termina discuțiile astea? Dați 3.000 de lei la agricultori. Eu vreau să le dau 10.000 de lei la agricultori, dar arătați de unde. Luăm de la profesori, de la medici, așa am luat din fondurile de intervenție și am dat 1.500 de lei la fiecare hectar de grâu, de orz și așa mai departe. Deci toate aceste critici, stimați concetățeni, acum mă adresez concetățenilor, nu acestor deputați, toate aceste critici vin din partea unor politicieni din opoziție, irresponsabili, care altă posibilitate de a se manifesta nu au. Au văzut că au pus prin toată țara corturi și cu blocul colectarea semnăturilor și de la 0,1% ratingul a ajuns la 0,05% rating, nici plinul s-a coborât. Și nu le ajută și hai să atace deja pe alte căi. Sputnik Moldova. Стоит ли Молдове по-прежнему надеяться на российский кредит, если да, когда стороны смогут подписать соглашение и не попытается ли оппозиция вновь заблокировать получение кредита? Работа по кредиту идет. Буквально на этой неделе, насколько я знаю, меня проинформировал министр финансов, что были первые уже конкретные разговоры насчет некоторых статей соглашения. Я думаю, что в ближайшие недели, ну, если честно быть, я надеюсь, что где-то в октябре мы закончим переговоры по этому соглашению, и мы сможем подписать соглашение по кредиту. Этот кредит нам нужен. Этот кредит больше нам нужен для того, чтобы у нас были резервы в конце года, чтобы мы в хорошем финансовом бюджетном состоянии потенциале вошли в следующий год. Есть уверенность, что этот кредит мы от российских коллег получим. То, что касается голосования в парламенте, ну, я видел, что даже те, которые пытались заблокировать и заблокировали в прошлом году, сейчас уже по-другому говорят, что нужно все-таки, надо было этот кредит получить. Поэтому я думаю, что несмотря на все эти политические баталии, нам удастся получить достаточно голосов в парламенте, чтобы проголосовать за это соглашение. Так, Адеверуру. Домне пришлите кун комментацию траверия оппозантлый рус Алексей Навальный. До паче сказмы кредит, а ведь он кредит режиму для Кремлен. На кого тебе интереса за пе партии? Кум să ne batem ori cu rușii, ori cu cineva, ori cu belorușii, așa mai departe. Dar nu avem cu cine ocupa în țara noastră. Nu, ci nu avem problemele noastre. Pentru ce președintele Republicii Moldova trebuie să se implice și să comenteze ce se întâmplă în țara X sau Y?
Rusia sau în Belarusia sau în Germania. Ați văzut în Germania ce proteste au loc. Dar ce nu m-a întrebat? Cum comentez ceea ce se întâmplă în Germania? Nu trebuie eu să comentez ce se întâmplă în alte țări. În ceea ce ține de regimul de la Kremlin, eu nu sunt de acord cu astfel de noțiuni. Ei sunt partenerii noștri strategici, care sunt prieteni, care ne ajută atunci când avem nevoie. Este țara unde noi exportăm fără taxe vamale produsele noastre. Ia întrebați-i pe agricultori, stimați jurnaliști din România. Întrebați-i pe agricultori, inclusiv pe voștri din România, nu doar pe noștri moldoveni. Ei vor să exporte în Rusia, sunt bucuroși că exportă în Rusia sau nu sunt bucuroși? E cam acum prunile, mierele se duc masiv încolo, strugurii se duc încolo. Dar voi ce propuneți? Să murim de foame, dar să declarăm regimul și să ne implicăm în treburile interne ale altor țări. Eu nu vreau nimic să implice și în treburile noastre. Eu am văzut că și în Uniunea Europeană, dacă ați observat, tot mai atent sunt în ceea ce țin de sancțiuni. Că sună că sancțiuni, că în legătură cu Belarusia, în legătură cu Navalny, te mă uit că ei sunt foarte pragmatici. Țările cu economie dezvoltată, responsabile, Germania, altele, nu vor să implice iar în politica de sancțiuni, pentru că pe fundalul COVID-ului, crizei economice, acum să mai impui sancțiuni, să pui cu tot economia pe brânci. Deci eu sunt foarte atent și nu vin cu declarații din numele Republicii Moldova pe diferite chestiuni care, eu am părerea mea personală, pot să-mi spun părerea mea personală, dar încă președinte al unui stat care vrea să fie în relații bune cu toți, eu cred că noi nu avem drept să ne expunem așa, așa cum o face cei din opoziție, care fac în fiecare zi declarații, împotriva lui Lukashenko, împotriva lui Putin, în susținerea lui cutare. Dar ce responsabilitatea? Ce responsabilitate are Maia Sandu sau cei din opoziție? Zero responsabilitate. Чем хуже, тем лучше. Dar noi avem responsabilitate față cetățeni. Noi trebuie să dăm salariile, trebuie să dăm pensiile. Noi trebuie agricultorilor să le asigură piața de desfacere. Noi trebuie să facem drumuri. Și de aceea orice pas, orice declarație trebuie să o cântărim foarte bine. Jurnal TV. Portalul din Rusia Dosar, Dosie, a publicat o investigație asupra activităților Generalului Serviciului de Informații Externe a Rusiei, Cernov, Vladimir Cernov. În investigație spune că din poziția sa actuală în administrația prezidențială rusă, el este principalul curator, dar de unde și la așa cuvinte, al președintelui Republicii Moldova Dodon. Mai mult, potrivit acestei investigații, în ajunul alegerilor parlamentare din 2014, la cererea dumneavoastră pe care i-ați transmis la Cernov, Rusia a impus sancțiuni economice și interdicții la export Republicii Moldova. Nu, astea sunt aberații totale. În primul rând, nu sunt și nu poate fi astfel de influențe asupra politicii interne Republicii Moldova din partea oricărui stat. Și nu pot fi niciun fel de curat. Cei care mă cunosc pe mine, inclusiv din Federația Rusă, știu că eu am o poziție foarte fermă în sensul ăsta. Comparativ cu alți indivizi care erau mari druși la Moscova și blau, știu ei pe unde. Și pe urmă, când a fost momentul, a turnat oponenților lor geopolitici toată informația despre foștii lor prieteni. Dar asta e problema lor. Ei se vor clarifica ei. Noi nu ne jucăm în jocurile astea. Sunt foarte periculoase. A mai fost unul care a încercat să joace. Și acum se ascunde, nu știu, pe Miami. Noi în astfel de jocuri nu jucăm. Noi avem poziția noastră fermă, interesul național, care îl expunem și la Chișinău, și la Bruxelles. Aceeași poziție. Poți confirmi și Putin, și Macron, și toți. Eu am aceeași poziție. Interesul Republicii Moldova. Politică echilibrată, responsabilă. Prieteni și cu unii, și cu alții. Asta este poziția mea. În ce ține de sancțiuni economice cu exportul în 2014? În 2014, Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu UE. A intrat în vigoare. Și comerțul liber. Vă aduceți aminte. Noi am spus că ne-am grăbit atunci. Și Rusia, evaluând riscurile, la 1 septembrie a spus că toate exporturile din Moldova în Rusia vor fi cu taxe vamale. Și au introdus interdicții. Ce are ce una cu alta? РТР Молдова. Уже сентябрь, когда будет решен вопрос свободного передвижения граждан в зоне безопасности. В случае появления срочного вопроса нет времени и возможности выходить на связь и отправлять местный оперштаб перечень документов, чтобы дали хотя бы пропуск на 12 часов. Ну, во-первых, первый этап, то, что мы обещали после встречи с Красносельским, чтобы решить проблему по школам, мы эту проблему решили.
У нас была договоренность, что до конца августа, с учетом того, что у нас работает, действует 8 школ на левом берегу с преподаванием на молдавском языке, на государственном языке, чтобы дали возможность сделать специальный режим для школьников. Эту проблему мы решили. Сейчас работаем для того, чтобы вернуться к режиму, который был до марта. Я думаю, что в начале следующей недели у меня будет разговор с Красносельским на эту тему. И вас проинформирую дополнительно. Проекту «Медиа Кусенс». Сейчас, Шамарин Тарбарович. Маймуц агрикультурный локалитет Сальденстенга Нислы, Дарафлати субжуры из дикция Кишинеулы, Кочьер, Малвата, Ноудородская, Похребия, Шапарыта, Аукаштига, Доудо, Сари, Лачету, Доми, Обспиш, Доми, Доузеч. Шаурмяза, Сапремяска, Деспа, Губир, Демпарта Федерации Руси, Пентрка, Реджимул, Делатор, Тераспор, Ля, Интерзис, Империада, Доми, Пату, Доми, Шаса, Сашлукрези, Терену, Ля, Агрикулям, Пласати, Депатрасеву, Рыбница, Тераспор. На честный контекст, Варгуемся, не исполнится. Кыди дез дневастром патру ани, кадру визит лор ламос, пацули читат Федерации Руси, сектары детей лор чеду. Шея китария диспогубит лор агрикультур лор на чести сати. Care a fost concret solicitările din partea Moldovei și ce răspuns ați primit, cum calificați faptul că în cazul de soarele enumerate mai sus, Federația Rusă nu a executat până în prezent decizi licență. În primul rând, din câte cunosc eu, Federația Rusă nu execută deciziile CEDO, nu doar referitor la cazurile care le are cu Moldova. Eu am luat o poziție fermă, cum și a modificat și Constituția, și au spus că regulile sau legile interne sunt mai sus ca angajamentele internaționale. Și asta a fost decizia Federației Ruse. În ceea ce ține de aceste dosare din 2018 și 2020 și adresarea către partenerii ruși, eu cunosc aceste detalii. Eu am fost nu odată în satele și Dorotskaya, și în Părâta, și în Pohrebea, și Malvata, Nouă Cuceri, în toate satele astea am fost de foarte multe ori. Și la una din întrevederi, chiar când am fost, anul acesta am fost, în martie, dacă nu greșesc, aceste agenți economici s-au apropiat și mi-au dat tot setul de documente. Și acest set de documente, evident, l-am transmis la Federația Rusă, pentru că mine mă interesează interesul cetățeanului nostru. Și le-am pus pe masă și am spus, eu vă rog, haideți să rezolvăm problema. Pentru Rusia nu-s bani mari, dar pentru agricultorii ăștia sunt câteva milioane de lei care își rezolvă mulțime de probleme. Așa că nu odată am solicitat și o solicit și în continuare. Însă, cum am spus, Federația Rusă decide cum procedează. Dar eu decis că legile interne sunt mai sus decât angajamentele internaționale. Stimați prieteni, acestea au fost întrebările de la presă. Sunt multe altele? Așa, Alexei Arcadie. Domnule președinte, avem peste 600 de cazuri noi de COVID-19, confirmate în ultimele 24 de ore. Previziunile specialiștilor sunt teribile. Această boală nu se va sfârși nici până la sfârșitul anului viitor. Și vreau să vă întreb ce măsuri veți lua dumneavoastră în Republica Moldova după alegerile prezidențiale. În primul rând, nu trebuie divizat până la alegerile prezidențiale și după alegerile prezidențiale. Aceasta este o luptă și o muncă continuă. Specialiștii, colegii din domeniul medicinii, spun că sistemul medicinii, în opinia lor, va face față. Soluția nu sunt soluții magice. Soluții sunt până la, adică una e vaccinare, dar până la vaccinare, respectarea regulilor, respectarea la tot ceea ce ține de măsurile impuse de către autorități. Avem o problemă, nimeni sau mare majoritate aceste reguli nu le respectă. Deci noi avem două etape importante. Prima, să facem tot posibilul ca sistemul medical să facă față la această provocare pe parcursul următoarelor luni. Și al doilea element, foarte important, evident, este vaccinarea. Eu am văzut diferite declarații, că e bună rusească sau nu e bună, că e bună americană sau nu e bună și așa mai departe. Cu cât mai repede vom începe vaccinarea, cu atât scăpăm mai repede de acest virus. Eu vreau să vă aduc aminte că alte virus care au fost prin 2008, 2009, 2010, 2011, în Moldova a durat un an jumate, două, trei, până când nu a fost vaccinare. AH1, dacă nu greșesc. A fost la vreo 36 sau 40 mii de cazuri din bolnăvire în Republica Moldova. Și a durat un an jumate. Eu sper că la noi nu va fi un an jumate. Pentru că vedem că în mai multe țări au avansat destul de bine în ceea ce sunt de vaccine. Deci soluția este, repet, să susținem medicii pentru a face față la această perioadă foarte dificilă și, evident, să obținem mai repede aceste vaccine. Eu am
menționat că suntem în discuții cu Federația Rusă, suntem în discuții cu China, China va avea întrevedere luni cu ambasadorul Chinei și sperăm să obținem prima partidă de aceste vaccine, evident, după ce vor fi omologate la nivel internațional. După ce Organizația Mondială a Sănătății va spune că e ok. Să obținem prima partidă de astfel de vaccine și să începem cu persoanele care sunt în zona de risc, din prima linie, medicii, persoanele etate. Eu cred că pentru aceste categorii trebuie să fie din contul statului. Ideal ar fi pentru toți. Dar din cât va costa și când vor fi accesibile. Dar eu sunt optimist în ceea ce ține că în luna noiembrie-decembrie noi am putea obține la Chișinău deja aceste vaccine. Și începe procesul. Cel puțin eu voi face tot posibilul. Și am văzut unele comentarii unor specialiști din domeniul sănătății din Republica Moldova. La comentariu sau la propunerea mea că eu pot să mă înțeleg, să convin cu partenerii ruși să găsesc 100.000, de exemplu, de vaccine gratis. Și cine dorește din prima linie să vaccineze. Eu aș putea să găsesc compromis în acest sens. În luna noiembrie, de exemplu, decembrie. De ce vom vedea? Vom discuta cu medici și vom merge înainte. Liliana Dani, domnule președinte, vă rugăm frumos să ne spuneți când se va deschide granița la Rusia ca să plecăm la lucru și copiii la școală. Vă mulțumesc frumos dacă se va da răspuns. Doamna Liliana, în ce se ține de copii la școli, la grădiniți? Că colegii au văzut că chiar înainte de a intra live cu dumneavoastră l-am sunat pe domnul ambasador Neguță de la Moscova și l-am întrebat când va fi decizia, pentru că sunt mii de studenți care trebuie să plece încolo și anul școlar s-a început. Nu mai vorbim de elevi. Dumnealui mi-a spus că decizia trebuia să fie luată azi, a fost amânată pe luni pentru a fi luată o decizie în acest sens. Eu sper foarte mult că luni vor lua o decizie referitor la învățământ. Referitor la deschiderea frontierilor total, pentru că am văzut diferite speculații că domnul Dodon, deschideți urgent frontiera, de ce ați închis frontiera? Noi nu am închis frontiera. Orice doritor poate să plece din Republica Moldova. Deja destinația, țara unde merge, ei au o decizie să permită sau nu venirea cetățenilor unei anumite țări. Federația Rusă a impus restricții. Decizia când ar putea să fie scoase aceste restricții depinde cum va evolua situația epidemiologică în țară la noi. Dacă numărul de cazuri va fi în scădere, dacă vom începe indicatori mai buni, atunci țările respective vor scoate aceste restricții. Mariana Estrate, guvernul propune abrogarea indemnizației de 16.000 de lei pentru bugetari. Eu nu am văzut o astfel de... Dar văd că sunt mai multe întrebări la acest capitol. Haideți să verific ce este acolo. Dar, dacă e vorba de proiectul de lege buget de ieri, este bugetul care a fost coordonat cu Fondul Monetar Internațional pentru a avea un program. Dacă acolo este inclus în acest proiect anularea indemnizației de 16.000 de lei, vă asigur că o astfel de propunere nu va fi votată în Parlament. Colegii mei din Parlament nu vor susține anularea indemnizației de 16.000 de lei. Iar dacă Parlamentul va vota o astfel de modificare, eu voi întoarce legea în Parlament să fie revotată. Eu consider că aceste 16.000 de lei, mai ales în contextul problemei care este acum, problemei care este cu începerea anului de învățământ, profesorii, îi se spun riscul. Eu cred că acești bani trebuie în continuare să fie asigurați de către stat. Dacă a fost propunerea de excludere, cel mai probabil a fost după ce au fost negocierile cu Fondul Monetar că să reducă cheltuielile. Dar, repet, parlamentarii, colegii mei, sunt fier convins că nu vor vota o astfel de modificare. Și va rămâne în vigoare 16.000 de lei. Așa, Ludmila Stratulat. Bună ziua, Igor Nicolaevici. Am două întrebări. Când vor fi fondate zonele economice din raioanele țării? Și la ce stadiu este construcția traseului Centura-Chișinău? Domnul Stratulat, în ceea ce ține de zonele economice, probabil vă referiți la parcurile industriale. Este vorba de o inițiativă de a mea de la începutul acestui an, când am spus că în 16 zone, 16 centre raionale, unde nu avem industrie, să fie construite parcuri industriale. Primele 50 de milioane de lei au fost alocate în luna iulie, pentru a face infrastructură. De ce? Lucrările deja au început. Ne punem ca scop ca către mijlocul anului viitor aceste platforme industriale să fie funcționale și să creăm câteva mii de locuri de muncă în aceste raioane. În ce ține Centura Chișinău, prima etapă este în construcție, este vorba de cea care de la Anini Noi spre Chișinău până la trasa Leușeni.
Eu am fost câteva săptămâni în urmă acolo, am văzut care e situația, ceea se construiește. Celelalte porțiuni, sperăm foarte mult că le vom începe în anul viitor. Trebuia să le începem în acest an, dar în legătură cu lipsa mijloacelor financiare, blocarea creditelor rusesc, nu am putut să începem în acest an. Dar sper foarte mult că în anul următor să-l începem. Nicolae Dumitru, avem nevoie de modificare Constituției Moldovei, trebuie să fie Republică Prezidențială. Nicolae, eu absolut de acord. Eu am spus ieri cu altă ocazie în cadrul interviu, eu o să explic încă o dată. Ce înseamnă situația cu țara parlamentară ca la noi? E ca mult spun, am văzut chiar și, îmi pare că la cineva, la Newsmaker, îmi pare că asta. O analiză când trebuie nouă președintele sau nu trebuie. Că ca în Europa, viditele, e țară parlamentară și tot e ghine. Dar spuneți-mi, vă rog, unde în Europa 30 de deputați fug de la dânșa din partid și trec în alt partid? Nicăieri, o spuneți. De ce? Pentru că sunt anumite tradiții, pentru că nu poate să închipui nimeni Merkel, să-i spui lui procuror general sau cuiva, deschid dosar penal ca deputat cu tare, zvii la mine pentru că eu nu am majoritate. Forma parlamentară care este în Moldova permite apariția oligarhiei. De ce? Eu sunt fier convins că noi trebuie, obligatoriu, să revedem aceste lucruri. Nu se referă la mandatul lui Dodon. Noi vorbim de o problemă sistemică care este în Republica Moldova. De ce este un grup de lucru care a fost creat prin decret prezidențial, care va propune modificări la Constituție, parcursul anului viitor. Cu întărirea rolului președintelui pentru a avea un echilibru în acest sens. Pentru că altfel avem ceea ce avem. Eu cădeam în Parlamentul ăsta, iar avem aproape 20 deputați care au fugit de prin fracțiunile lor. Și atunci ce se primește? Oamenii la alegeri votează pentru un partid, au ajuns acolo, s-au vândut în altă parte și gata. Așa. La cine? La Lubomir, da? Nicolae Dumitru. Avem nevoie de modificare. Asta e răspuns. Victor Palii. Primite закон, по которому процент набранный на выборах должен быть константный до конца срок. Парламент. Виктор, наверное, вы говорите о том, чтобы депутаты не уходили из одной фракции в другой. Наверное, об этом, потому что... Ну, я уже на этот вопрос ответил. Принципиальный момент. Запретить депутата переходить из одной фракции в другой. Я не буду повторяться, только что ответил, но для нас, для меня это принципиальный вопрос. Я буду настаивать изменение законодательства и Конституции в этом вопросе. Алекс Коробчанов. Хочется облигации, чей каривином парламент сайбен минимум катю сута де проекте де лечь. Аша ну сипати. Унул дуармин парламент, чалц латра пинет. Bună idee. Cu lătratul, asta dumneavoastră ați spus, nu eu, sunt super mulți deputații, dar acolo e polnii bardac. Am spus odată un lucru, casă de nebuni, dar s-au supărat unii. Volcea iamă, dacă e să vorbești de parlament, și cel mai interesant, dacă nu ar fi transmisiunile online, tăți scută tu alt oameni. E ca dacă le spui că nu e transmisiune online, să așați la masă, discută, găsesc soluții, hai mereu, ce facem, cum? Numai le включești televizor și fiecare e rău. Unul sare la, face box, altul face cutare, altul e cutare română, altul e tare prorus, altul e tare... Și să dau un spectacol. Să dau un spectacol. Așa că când te uiți la dânși, parcă sunt oameni normali. Dar cum îmi meresc acolo și cum încep? Eu am fost în opoziție vreo 10 ani sau 9 ani, cât 8 ani în Parlament. Eu niciodată nu ne-am permis în Parlament ceea ce își permită actuala opoziție. Și noi am blocat tribuna. Să minte când se vota guvernul Filip în 2016, în ianuarie, noi am blocat tribuna, scos oameni în stradă, dar nu ne-am permis să facem ceea ce fac ei. Asta eu cred că depinde de cultură, depinde de obraz, de 7 ani de casă. Dar sunt de acord cu dumneavoastră. În ceea ce se ne de unul doarme, de altul lucrează. Ilie Cornea, domnule președinte, tot respectul în situația actuală. Moldova poate împrumuta 1-2 miliarde de euro pentru dezvoltarea țării, inclusiv cele 16 parcuri industriale. Ar fi posibil așa ceva? Ilie, ar fi posibil așa ceva? Și vreau să vă spun că gradul de îndatorare, este așa o noțiune, a statului Republica Moldova, a guvernului, este mult mai jos decât gradul de îndatorare a marea majoritate a țărilor dezvoltate. Dacă nu greșesc, la noi undeva la vreo 30-35 până la 40% din produsul intern brut, e datoria statului.
E mult a zic tot, e clar că e mult. Dar știți cât e în Germania, în Statele Unite, în Japonia, în România alături? De câteva ori mai mari. Și noi de ce am propus? Hai să luăm un credit de la ruși pentru drumuri, de la chinezi pentru parcuri industriale. Lucrul ăsta e real. Dar când am făcut pasul ăsta concret, ce au făcut deștepții în opoziție? Ne-au blocat. Evident că noi trebuie, pentru noi nu avem resursele acestea pe intern, pentru a face, cum spun rușii, un revoc. Nu trebuie în fiecare an 500 de milioane, un miliard de dolari să investim în economie și în 2-3 ani noi... Nu se dorește. Nu se dorește pe intern. Nu doresc unii parteneri de dezvoltare, vor să ne țăiec așa. Vă credeți că toți a noștri prieteni, așa numiți în ghilimele, din afara țării, ne doresc bine? Ei vor să ne țăiec aici. Aici, ca să ne dicteze și legi, să aprobăm. Să ne dicteze cât e deficitul bugetar, să ne dicteze ce trebuie să facă Banca Națională, Doamne ferește, stat în stat. Banca Națională, noi stat în stat. Autonomie și independență totală. Fac și vor. Dacă vrei să-l pui la pușcărie, aia nu se poate. Dacă cineva fură prin bănci miliard de dolari, și pe urmă spui, dar banca asta e implicată. Sar toți ambasadorii, dar cum îți permiți? Pentru că acolo sunt acționarii noștri, din țara noastră. Adică te furați poate dacă s-aboște. Așa că e un lucru foarte important. Nu vreau să deschid prea mult parantezele, super unii, dar evident că e foarte important întărirea independenței statului sub punct de vedere economic, bancar. Uitați la noi, toate băncile sunt cumpărate de străini în Republica Moldova. Independența financiară, securitatea financiară poate e mult mai important decât oricare altă securitate. Deci, la sigur, noi o să trebuiască să revenim la acest subiect. Eu vă spun ce se întâmplă în caz dacă noi problema asta nu rezolvăm. Unele țări, inclusiv din această regiune, nu o să dau din mire, acolo e vineșnie upravlenie. Acolo politicienii, așa cum vreți să fie la noi, ca unul, doamnă președinte, politicienii sunt conduși în afara țării, așa. Nu au nimic cu interes țării. Responsabilitate zero. O să le spună că e ca așa. Am văzut cu vânzarea pământului la străini, de exemplu, sau cu deschiderea cu tare. O să fac așa. Pentru că așa le-au spus acesta. Pentru că nu-i interesa să trăiască în țara asta. Ei n-au și interes să trăiască în Moldova. Ei vor să aibă în CV că au fost prim-ministru sau președinte sau că au fost speaker sau că au fost ceva. Pentru că pe urmă se duc să lucrez la Banca Mondială, Fondul Monetar undeva, să aibă un salariu mai mare. Dar noi cu noi să rămânem aici. De ce trebuie să ne gândim foarte bine? Și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta deschis. Ce se întâmplă? Vrei cineva să pui niște conducători în Republica Moldova care pe urmă se controlează. Aici care sunt independenți și care au poziția lor, nu la toți le place. Dar asta noi o să vorbim despre acest subiect, cred că în următoarele săptămâni, o lună, două, să vorbim. Valerii Musteață, când va fi cei 700 de lei promiși lunile trecute? Valerii, acele 700 de lei s-au transformat în 900 de lei și vor fi repartizați începând cu 1 octombrie. 1 octombrie, pe 5, 7, 10 octombrie, acești 900 de lei, pensionarii care au mai puțin de 3.000 de lei, îi voi primi. Domnul președinte, ați promis să micșorați vârsta de pensionare pentru femei, îndepliniți, vă rog, această promisiune. Larisa, eu am fost împotriva majorării vârstei de pensionare. Vreau să vă amintesc că vârsta de pensionare a fost majorată în decembrie 2016, până când eu am intrat în funcția de președinte. Pentru că ei știau că eu așa lege nu o semnez. O semnat a fost președinte, dar să o modific când trebuie 51 de mandate în Parlament. Noi acum avem 37. Eu vă asigur că acesta este un obiectiv pentru noi. Valentin Năstasiu, voi v-ați asumat răspunderea pentru guvernare. Răspundeți, a venit timpul. Noi ne-am asumat răspunderea și noi gestionăm procesul. Și oamenii ne vor da apreciere. Cum facem față acestor responsabilități? Și cei care vor să vadă și cei care înțeleg, ei văd că noi facem față cu salarii, cu pensii. Acum imaginați-vă că în situația aceasta, stimate domnule Valentin, de pandemie, de criză, era conflict între președinte trage într-o parte, guvernul într-o parte, parlamentul în altă parte. Sau ești cu Harvardul, încercau să blocheze mai departe președintele. La ce ajungeam noi? Oare ne isprăveam mai simplu în această criză? Categoric nu.
Не плаче, ну не плаче. Дар ситуация имеет ценота. Кому я фост, на ктива районе, где фост тот район, да тот район. Интеллинеш. Он где, ну, ну, электорат, который пентру ной. Штите спона колонне. Уйти, ной, ну, вот им пентру бой, штите, ну, сентем ку Европа. Я спон, да, пш, ной, сентем ку Европа. Ну, ну, века, ной, кола. Вот когда, хай се рекуношни, синчер. Саларий ли сплатес, пенсии ли сплатес, друму ли сконструес. Ну, не то, что фачен жур, там не ферешти. Да, и ситуация сменится. Аша, че нор спуни, да, ну, ной, на телевизор не спуни, пентру ной, сентем, мяка, дичей, лалц. Да, рекуношним, ка ситуация у гестионац вой. Și ea se gestionează bine, cu toate problemele care sunt. Nu o să fie mai bine dacă puneți alt prim-ministru sau alt președinte, sau alt... nu o să fie mai bine. Așa e situația acum. Așa e situația în lume. Zinaida Rogulskaya. Drumurile prin sate când vor fi reparate? Locuim în satul Buneț, alături de Chișinău. Când e ploi, drumurile sunt în grob și glot. Doamna Zinaida, din câte cunosc eu, în 70% de localități drumurile s-au fost construite. Cele în drumuri bune pentru toți. Nu toate drumurile. Porțiunile care au fost alese conform programul național. Deja 70%, 80% sunt construite sau au fost deja, sau sunt în reparație, restul vor fi finalizate toate proiectele până la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Dar dacă e să vorbim de drumuri, eu consider programul ăsta drumuri bune pentru toți, el trebuie continuat pentru toată țara pe următorii 4-5 ani. Imaginați-vă că în fiecare sat, în decurs de 4-5 ani, vine câte cel puțin 1 milion de lei. În 4-5 ani, practic toate drumurile interne în interiorul unei localități, ele pot fi reparate. Asta este obiectivul nostru. Localități, sate și orașe, comode, bune pentru trai. Și noi vom face lucrul ăsta. Nu știm cum vom continua aceste programe. Pe de parte drumurile, pe altă parte luminarea, apa și canalizarea, gazificarea și gunoiștile, acestea sunt obiectivele care trebuie făcute. Cu programe de stat. Primăria X sau primăria cutare din micuță, cum este ea cu veniturile care are, niciodată nu se rezolvă problemele astea singur. Trebuie să fie program de stat. Pentru drumuri bune pentru toți. Pentru apă, pentru iluminare, pentru canalizare, pentru gunoiște, pentru că nu rezolvă nimic gunoiștile singuri până când nu o să implice guvernul, program de stat. Acesta este obiectivul nostru și noi vom merge înainte. Lilia Baluțel. Domnule președinte, diaspora din Rusia se interesează care este soarta acordului de garanții sociale între Moldova și Rusia, când va fi semnat și când va intra în vigoare. Doamna Lilia, acordul este pregătit, după cum cunoașteți. În următoarele câteva săptămâni, probabil în octombrie, va avea loc ședința Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldo-Rusie. Semnarea acestui acord este preconizat în cadrul acelei comisii. De aceea sperăm că în octombrie va fi semnat și va fi transmis Parlamentul spre ratificare. Și Parlamentul nu văd ce probleme, poate să ratifice destul de repede. Sper foarte mult să intre în vigoare de la 1 ianuarie, sfârșitul acestui an, începutul anului viitor. Cristina Darius, domnule președinte, verificați fiscul, dacă aplicați sau nu sechestre pe conturile agenților economice în plină pandemie, o să fiți la curent cu realitate. Doamna Cristina, eu solicit o informație de la colegii de la fisc, să-mi dea lista la toate conturile care au fost puse sechestre în timpul pandemiei. Și chiar în unul din următoarele emisiuni live o să răspund la întrebarea aceasta cu detalii. Elena Beniuc, Igor Nicolaevici, добрый день, когда ждать нам следующую амнистию наших граждан? Обещали весной, что-то ничего не происходит. Елена, я не думаю, что в течение вот этого периода пандемии нам удастся сделать следующий этап амнистии. Я думаю, что это реально после того, как закончится сложный период пандемии, и мы можем вернуться к этому вопросу вместе с президентом Российской Федерации после президентских выборов. Вы знаете, что я провел 2 или 3 этапа амнистии, более 170 тысяч молдаван воспользовались этой амнистией. После президентских выборов, потому что до президентских выборов я уверен, что мы не успеем. Но после президентских мы этот вопрос уверен, что сможем решить. Геннадий Тимошко, кандидат на президенциале. Геннадий, где граба? Он воспондак, кандидат, он. На него скунго здрасте, требус кандидат. Геннадий, я распондец ворог. Если так распонди, Геннадий, да, сону? Зинаида Сырбу. Не надо искать не надо искать кредиты по другим странам, надо работать со своей страной. Налоги, как Германия, Америка, налоги платить без увеличения 100%. И знаете, я с вами полностью согласен, но для того, чтобы создать потенциал, как в Германии или в Америке, сначала нужно сделать огромные инвестиции в инфраструктуру,
и в том, чтобы увеличить потенциал экономической страны. Мы же, по сравнению с другими, мы же разрушили все. Я хочу вам напомнить, в 90-х годах, 90-х, мы полностью разрушили нашу экономику. Мы через боновую приватизацию разрушили нашу промышленность, создали эти инвестиционные фонды. Кстати, по указке извне. Запад тогда нам помог в скобках, чтобы мы это сделали. Потом сделали реформу ПМНД. Раздали землю всем, и сейчас не можем собрать, потому что кто-то собирает 50 гектаров, а в центре сидит один с 0,5 гектара, говорит, пока не купишь мне квартиру в Москве, я тебе эти 0,5 гектаров не дам. И он не может посадить виноградники. Вот что мы сделали. За последние 30 лет, к сожалению, были разные этапы, где было лучше, мы разрушали этот экономический потенциал. Для того, чтобы его вернуть хотя бы на тот уровень, мы 70-80% сейчас находимся от уровня, когда мы вышли из Советского Союза. То есть на 20% ниже. Потому что мы все это разрушали. Вот кто-то критикует батьку в Беларуси, а он это не разрушал. Он умножал. И они от уровня Советского Союза ушли еще в два раза дальше по экономическому потенциалу. А мы на 20% ниже. Как вернуть этот потенциал для того, чтобы собрать налоги? Как вы полностью правы. Нужно инвестировать. А для этого нужно огромные средства инвестировать в эти промышленные парки, площадки, дороги. Этих ресурсов внутри страны нет. Потому что неоткуда. Неоткуда собирать эти налоги. Поэтому нужно брать кредиты для инфраструктуры, не для текущего потребления, для инфраструктуры, для экономики. Чтобы потом экономика давала налоги, доходы, чтобы мы смогли вернуть эти кредиты и развивать страну. Только так. А большинство стран так сделали. Вот посмотрите, если я просто это изучал. Посмотрите на Венгрию, к примеру. Венгрия 90-х годов брала огромные кредиты, средства, инвестировала в экономику. Все автобаны, промышленные парки, экономические зоны, сельское хозяйство создали потенциал. После этого начали идти дальше. Но на первом этапе они брали кредит. Не доходили до 100% от ВВП. Задолженность государства, у нас 36%. Потому что взяли такую стратегию. У Японии несколько, 150 или 200% ВВП задолженность. Брали кредиты, инвестировали, создали потенциал, пошли дальше. Такая ситуация. И нам, если честно, уважаемая госпожа Зинаида, да, и другие, нам быстрее можно эту проблему решить. Потому что страна маленькая. Это не Россия, где нужно инвестировать. Это страна очень маленькая. За 2-3 года при грамотном подходе можно полностью поменять страну. Олег Койпан. Кенсивадис киде базинул Осипов. Экипа диполо диапа национала требования аппарации сентринез. Олга сунтапсулде коркуднявастр. Лам не бэту челмарик унаштиц Владислав. Десемня сантриняза колу шумсан дежану тем пандемии инуари посибилитати сфака антернаментила полудиапа. Его садискут ку кондучере министерлу, кондучере примерии, что сын треб кынд са спуати диски. Потому что базини сун диски, сын треб барит логика, да, че и че ну спуати. Базин ли унди скал да тот спуати, да, че унди са антернязы экипа национала Республики Молдова, базину есть инкис. Его смог убить проблема, а час антипа пропят. Георгий Бырка, дом додон, диче, но акцептация индемнизации пентру копии, пын лошадь прозичань, кум дау алти царь. Георгий, идея и буна, пентру аста требу бани, бюджету дистат. Я фост арунката ка идея, до яни урма ди гувернари прецедент, шперми и сингур сау рефузади, я пентру кну авио бани на бюджету. Eu cred că cu această inițiativă vedem care sunt posibilitățile și în anul următor putem să revenim. Lupanciuc Svetlana, vaccinați-vă în fața poporului. Bine, eu am văzut pe cine la Moscova, policienii cum se vaccinau în fața poporului. Svetlana, dacă o să reușim să obținem această vaccină, evident că va fi public. Va fi public ca oamenii să nu se vede că președintele s-a vaccinat, să vaccineze și ei. Valeriu Romaniuc. De ce poliția nu-și face lucru? Prin țară sunt indicatoare că mașini de tonaje mari le se interzis circulația la temperaturi mai mari de 30 de grade. Iar la noi ele circulă liber, chiar și prin capitală. Apoi ne jeluim că avem drumuri denivelate. O să vorbesc cu colegii din guvern să ia măsuri în acest sens. Ludmila Mila. Ludmila Mila. День города. Праздновать будем? Кстати, вчера
У меня было заседание сегодня утром, еще не опубликовал, была встреча с примаром города. Конечно, в тех масштабах проводить День города невозможно во время пандемии. Но в то же время нужно определенное праздничное настроение, конечно, чтобы в Кишиневе, в городе было. Есть определенные планы, я думаю, что примар сам выйдет, расскажет об этом. Я вообще очень рад, что и с нашей поддержкой тоже в примарии меняется ситуация к лучшему. Давайте сравним, что было раньше, что сейчас. И примар, новый примар, член нашей команды, знаете, бывший мой советник и депутат были в одной фракции. За 10 месяцев в городе сделал больше, чем некоторые делали за 10 лет. Давайте признаем, за 10 месяцев этого года примар Иван Чубан сделал больше, чем тот клоун за 10 лет. И это, конечно, очень хорошо. Это означает, что следующий период будет еще лучше. Конечно, без нашей помощи ему бы не удалось. Простите за нескромность. Потому что я настоял, чтобы дали дополнительные 100 миллионов лей для ремонта Бешвара и для других вещей. Но у Киртуака тоже был свой президент, свой член команды, альянс, правительство. И не было кризиса, не было коронавируса. Был хороший период. Почему не сделали? Потому что воровали. А здесь честная, ясная команда, профессионал, который работает. Работает вместе с нами. Я очень рад, что ситуация в Кишиневе меняется. Так, Геннадий Тимошенко, responsible в апартине. Ну, синтез дипломата, Геннадий Тимошенко. Мультикомментарий к нусен тем лайв. Интерберли сон делан чепут ультрасмиссиони или ломперент. А с тобой скрыть? Пай, сон тем лайв. Чей каре вин аунтрат акумаш аунли интербер? Мульти интербер, де чи колледжи нумили да он куачи, потому что я вам респонс держа. О с ваутаз делан чепуту эмиссиони, шо со вдес респонс ла туат интерберли, но я витаю ничего интербарь. Мария Яковлев, bună ziua, domnule președinte, ar fi bine de a se majora și compensația lunară pe copii și pentru mamele ce nu au lucrat. Doamna Maria, într-adevăr, noi examinăm așa posibilitate, vrem să facem o evaluare cât ar costa la bugetul de stat și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Mamele care trebuie să stea copii acasă, în situația aceasta, dificilă, evident că ar trebui statul să le stimuleze, să le acorde ceva bani. Ca să întreții familia, să întreții copilul. Noi facem calculele acum. Domnule președinte, care vă sunt acțiunile spre a opri emigrația, Daniel Guzun, emigrația din Republica Moldova, în special a specialiștilor de bază? Și ce garanții dați celor care doresc să revină acasă? Corupția ne mănâncă, deja cumătrismul ăsta ne dă jos. De fapt, suntem deja jos. Daniel, sunt câteva lucruri importante. Eu nu o să vin cu tot planul de acțiuni. În primul rând, ca oamenii să revină acasă și să nu plece o parte, cel mai important e trebuie să aibă încredere că aici va fi mai bine. Și când vorbim de faptul că oamenii să aibă încredere în Moldova, aici e un complex întreg. Aici e și corupția, aici e și locurile de muncă, aici e și investițiile în infrastructură, aici e și un sistem educațional pentru copii, ca ei să fie sigur că ei ce o să primească, cel puțin la grădiniță, la școală, să fie nivelul respectiv. Aici e un complex întreg. Și de datoria politicienilor, de datoria noastră, este să facem tot posibilul să construim o Moldovă unde oamenii vor să trăiască. Asta este obiectivul nostru. Lucrurile nu se schimbă într-o zi așa. Este un complex de măsuri. Eu consider că, clar că criza asta ne-a dat peste cap multe din ceea ce am propus noi și ne-am propus noi, nu v-am promis, asta noi ne-am propus pentru anul curent. Criza, COVID, secetă, dar noi știm ce trebuie să facem. Și dacă vă uitați la planurile noastre, acțiunile, lăsați într-o parte critică. Lăsați COVID-ul, seceta. Astea sunt forț major. Dar uitați la ce ne-am propus noi pentru anul acesta. Programele care ne-am propus și le implementăm. Ele schimbă situația în Republica Moldova spre bine. 2, 3, 4 ani cu astfel de schimbări și oamenii o simt și o să gândească, dar pentru ce să mă duc undeva? Mai bine să revin acasă, este loc de muncă, îl dăm peste mână la judecători, la procurori, începe să dezvolte lumea înainte. Eu așa văd lucrurile, fără a intra în foarte multe detalii. Cu detalii de mai multe vom veni în caz dacă vom merge în campania prezidențială, voi spune ce am făcut până acum, deja raportul este și cine propunem pe aceste obiective mai departe.
Кристина Бринковяна, у нас можно страну вывести на совершенно новый уровень, если некоторые не будут вставлять палки в колеса и вредить стране. Кристина, так оно и есть. Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. И когда его спрашиваешь конкретно, как я говорил, по коронавирусу, вот, Канду и другие, плохо, конкретно что вы предлагаете? Раз, два, три, четыре. В кусты. Бадя Марчика. Так треба и баня муджет, то 6 миллиардов. Астры примесняют для астры. Марчика, бадя, лачастые этапы, до покума менционат. До вирглу 5 миллиарды делей в Остантуарсе. Три вирглу 7 миллиарды делей в спусе секестры пективе, каре де 7 в Орфинтуарсе. Шастай дуар ресурсли на фара цери. Эм премьера санчепут акциунли пентру антуарче бани дин страйнатати. Активили, începe să blocheze conturile bancare. Deci eu cred că, în mare parte, comparativ cu ceea ce până acum nu s-a făcut nimic, în acesta noi am avansat foarte mult. Genadi Timoșco, și totuși, care e răspunsul final? Iar cu prezidențiale. Săptămâna viitoare vă spun. Totul va fi bine. Stimați prieteni, eu cred că a fost o discuție bună. Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Va fi o perioadă deloc nu simplă, cred că săptămâna viitoare va fi una foarte veselă, dar toate vor fi vesele, că se începe campania electorală. Vreau să vă urez tuturor sănătate, încredere în ziua de mâine, foarte mult contează. Nici o să ne ajute dacă o să lăsăm toți mâinile în jos, să o spunem că gata, se prapală. De la asta nu o schimbi lucrurile spre bine. Haideți să ne uităm cu încredere în pașii ce urmează. Eu sunt ferm convins că noi vom reuși. Suntem obligați, noi nu avem alte variante, noi trebuie să reușim. Și noi o să reușim, dar doar împreună. Sănătate, succese, salutări familiilor dumneavoastră și ne vedem săptămâna viitoare. Cu Doamne ajută!